vină cartea și din toate ferma 1 și ferma 3 sunt banii de la subvenții de la, din agricultură. Ori el banii nu i-a folosit pentru a munci vie și livezile. El banii aia i-a luat și a folosit în scop personal. Nu a făcut numai cu livezi. Dar aveți probe în sensul ăsta? Spuneți-ne exact, concret, ceva anume. Păi concret vă spun, pentru că în acele livezi și vii nu s-a executat nicio lucrare, adică nu e nicio factură că ar fi executat o lucrare în acele culturi, adică în cultura de vii și în cultura de pomi, de cireși și de mierci a fost acolo. Deci toți banii care au fost încasați de la apă au fost folosit în scop personal de Teodos. Păi el pe ce se bazează când spune că e nevinovat? Se bazează pe minciunile ca din totdeauna. El asta a făcut de când a lucrat acolo un an și ceva la el ca și director general, cunosc toată situația. E un om periculos și merită să-și facă pedeapsa conform actelor care l-a falsificat și a luat banii statului de pomană. Credeți că ar trebui să scape de controlul judiciar? Nu, ar trebui să-i mai dea controlul judiciar, să stea vreo 5 ani și poate să fie arestat. Pentru că tot județul Constanța știe ce a avut această persoană. Cum vă numiți? Marcel Nicolae. Ați venit astăzi pentru alt dosar sau? Nu, am avut un dosar, s-a rezolvat cazul cu mine, cu ei, cu crama l-am avut. Cu crama? Da. Cu sechestul ăla? Da, mie mi-a ridicat sechestul de lor, sechestul le-a rămas lor, da. Pentru că am avut contestații în instanță și mi-a aprobat și mie mi-a dat drumul la cramă și lor le-a pus sechestul pe vin. Dar cu conductele de azbăciment pentru care v-a dat adeverință, cum a rămas? Uitați, de aia sunt la instanță astăzi. Uitați ce scrie. Se adeverește prezidenta că Marghiol Nicolae are dreptul să pătrundă fermă 8 pentru a scoate tuburi de azbăciment care nu sunt da, folosite. Da, și Teodosie a spus că asta este falsă. Uitați, păi cum să fie falsă, că e semnătura lui și ștampila lui. Domnul Marghiol, am și eu adeverința asta, oare și presa. Da. El a spus că această adeverință ați falsificat-o. Cum să falsifică dacă am fost la ei la sediu și mi-a dat adeverința ca să pot spun scos tuburi de azbăciment de fermă Mânăzar. Mă rog, și cum s-a finalizat? Acum sunt la instanță, astăzi sunt la instanță, trebuie să intre acum în proces. În stare de proces, da. Spuneți-mi, spus, cât vin mai are acolo arhiepiscopia? Ei acolo la mine, în cramă, mai are 65 de tone de vin, care nu e vin de consum. Dar ce fel de vin? E un vin care e casat și nu poate să-l consumi, nu poate să fie dat în consum. E un vin care are 7-8 grade alcoolic, e casat, e oțetit și deja executorul de la Mgidea i-a pus echestrul pe acel vin, deoarece nu se poate da în consum, că nu corespunde conform legii ca să poată să-l vândă. De cât timp este sub sechestru? El e sub sechestru pe 4 luni, dar înainte de a fi sub sechestru, ei venea zile și îmbutelea un vin care nu corespundea pentru populația din țara asta. Îmbolnăvea lume pentru că are grad alcoolic foarte mare, n-are, e aciditate, e acru, nu e un vin de consum. Îmbuteleau sub acea sticlă? Da, îmbutelea, venea cu sticlă, cu tirul cu sticlă, îmbutelea și le dădea în țară de la diferite biserici. Deci este vinul care îl găsim în biserici sau ce îmi spuneți? Da, vinul ăsta care ei îl lua de acolo, îl băga la biserici. Și vin cultic, nu? Da, și era un vin care nu corespundea să fie dat în consum. Deci se putea să îmbolnăvească populația. Există probe cum că vinul... Da, există probe pentru că s-a făcut analizii la așa. Vinul respectiv și vinul a ieșit că nu e bun propriu consumului uman. Adică nu poți să-l dai în consum și el a dat în consum. De când l-a băgat la mine acolo, a dat un consum un vin care nu corespunde. În primul rând, bazinii nu sunt dezinfectate, sunt niște bazinii infectate. A băgat vinul acolo și molovești oamenii din județ și din țara asta. Dar și continuă. De ce v-ați asociat cu ei? Nu știați lucrurile acestea înainte? Eu nu, hai să vă spun, eu am fost director general la ei și îmi dăduse un salariu de 60 de milioane.